Bună ziua și bine ați venit și în această după-amiază, în a treia zi a Festivalului Birlic de anul acesta. O zi specială, spunem noi, o zi specială în care lansăm cartea Constantin Dinulescu, Viață și Teatru, Teatru și Viață, scoasă de editura Eco Transilvan. Alături de noi sunt prezenți autorul Ion Moldovan și doamna Nadia Fărcaș, care va lua cuvântul în această după-amiază. Invitați de onoare, bineînțeles, Constantin Dinulescu și Carmen Ionescu, dar și scriitorul Matei Vișnie, care se va alătura pe parcurs discuției. În limita stocului disponibil, la final veți primi o carte, fie de Matei Vișnie, fie cartea domnului Constantin Dinulescu, în limita stocului disponibil achiziționat de Asociația Vâlticeni Cultural. Voi da cuvântul acum domnului profesor Nicolae Stursu, președinte de onoare al Asociației Vâlticeni Cultural. În aplauzele dumneavoastră! Puțin meritat prezentare. Oricum, eu dumneavoastră vă spun, distinși oaspeți, bun venit în Vâlticeniu lui Matei Milo, Vâlticeniu lui Birlic, al lui Jules Cazaban, al dramaturgilor Horia Lovinescu și dramaturgi mai tineri, și Anton Holban, nepotul lui, a scris dramaturgie. Spun despre asta pentru că e aici la noi la Vâlticeniu o săptămână a teatrului. Maestrul Matei Vișniec este cel mai cunoscut dramaturg român în Franța, după Eugen Ionescu. La noi e jucat în lume în peste 30 de țări. Dar înainte de toate, unde vă spun mărturisire. Mărturisirea mea este că dumneavoastră, domnule Constantin Dinulescu, și dumneavoastră, domnule Matei Vișniec, sunteți două dintre bucuriile tinereții mele. La Iași, în anii 64, 65, 66, 67, străluceați pe scena naționalului. După ce s-a făcut mai ales filmul Povestea Unirii, ați jucat și pe Mășușal, în Chirița, dar mai ales noi, în cămin, spectatorii, pe atunci și studenții și elevii scoteau bilete, chiar dacă erau și cu reducere la balcon, încercam să vă imităm. Iată-mă, Moldova! Aveți mări, putere! Aici e țara celui știa, zice vreau, eu vreau! Nu puteam spune ca dumneavoastră, deși acolo ați făcut un despot vodă mai deosebit decât, decât eram obișnuiți, decât spunea textul. Un despot mai luminat, mai sensibil, mai aproape de epoca noastră. Așa mi s-a părut mie, cel puțin. Dar nu se termină aici. În 67-68, făcând parte din trupa de studenți amatori de teatru la Casa Studenților, ne-ați regizat într-un spectacol o piesă a colegului meu de grupă, Aurel Brumă, Mona Lisa. Dintre persoanele care jucau acolo, nu știu cât de talentați eram noi, dar eram oricum foarte disciplinați, eram extrem de mulți, vă amintiți, era corpul acela de balet, așa, care spuneau, iar linge, linge, cenușă, vine, luptam pentru pace. Era o piesă antirăzbojnică. Drept pentru care în 68 s-a produs invazia în Cehoslovacia. Dar pe dumneavoastră, domnule Matei Vișniec, v-am descoperit în presa literară de la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80 și mai ales cu primele volume ale dumneavoastră de poezii. Eu am fost atunci frapat de ceea ce se discuta în teoria literară despre interferența genurilor literare, e un lucru absolut firesc, dar mai ales despre adâncimea ideației poeziilor dumneavoastră. Mi-amintesc acum, țineam minte până de ună, despre o poezie despre materie. E cineva înăuntru
întrebă fluturile, așezând pe gura fierbinte a puștii. E cineva înăuntru? Repete ecoul, plimbându-se în sus și în jos pe țeava înroșită. E cineva înăuntru? Repetă pădurea, înfigându-și adânc rădăcinile în fuga viețuitoarilor. E cineva în miezul sărat al oceanelor? Întrebărilor acestora nu le se putea răspunde. Ați răspuns dumneavoastră prin ceea ce ați scris mai târziu. M-a impresionat în poezia dumneavoastră din acei ani, înainte de plecarea, de momentul în care ați reușit să plecați din țară și eu, când am aflat, m-am bucurat pentru dumneavoastră. Nu m-am bucurat pentru că știam că nu s-ar putea să nu mai citesc niciodată. Dar iată că nu s-a întâmplat așa și avem bucuria. M-a impresionat, spuneam, și eu o altă poezie de atunci. Astăzi poți rămâne acasă, mi-a spus tata. Poți și tu să te odihnești. Dar mai întâi, ia calul cel șchiop, du-l în pădure, du-l tu undeva și trage și tu un glonte în cap. Ați poți nu veni la instrucție, mi-a spus sergentul. Învârte-și tu ceva pe aici. Dar mai întâi, ia calul cel șchiop, du-l și tu în pădure, du-l și tu undeva și trage și tu un glonte în cap. Azi voi fi a ta, mi-a șoptit iubita. Chiar azi, dar mai întâi, ia calul cel șchiop, du-l în pădure, du-l unde vrei tu și trage un glonte în cap. Atâta violență, atâta necruțare în lume, trebuie să-l fi făcut pe poet să părăsească această țară. Și acum vă regăsim în minunata postură de dramaturg jucat pe, și citit pe toate meridianele și astăzi în și mai fericită postură pentru mine de a avea câteva dintre cărțile noastre ultimele, pentru că eu pariez pe ele. Vă mulțumesc! Așa cum moderatoarea noastră, Ștefania Mihăilescu, fiind festival, ea trebuie să am mers în partea cealaltă a festivalului. Eu am Moldovan, de acum încerc și dumneavoastră. Da. Sunteți moderator oficial. Mulțumesc. Ea a plecat, dar dumneavoastră sunteți aici și tot așa avem discuția și cu domnul Vișniec. Da, e sigur orice întâlnire cu cartea, cu scriitorii, cu eroii de carte, este o bucurie, este o sărbătoare sau în sfârșit ar trebui să fie. Cu atât mai mult în zilele noastre când, știu, iertați-mă, cu o paranteză, am căutat o librărie în Fălticeni și n-am găsit. Poate mi arătați unde este și povesteam cu Nadia Fărcaș și spuneam, Doamne, nu se poate să mergem sute de metri să nu dai de o librărie. La mine la Blaj, eu sunt de la Blaj, sunt ardelean, situația este similară și probabil că în multe locuri din țară se întâmplă același lucru și de asta este o bucurie să vezi, adunați câțiva zeci de oameni care nu ați venit, sunt convins cu convocatorul, ați venit pentru că ați vrut să vă întâlniți cu un scriitor care este domnul Vișniec și cu mare actor, un maestru, într-adevăr un maestru, pentru că dacă observați, cuvintele își pierd astăzi, sensul și secolești sunt folosite excesiv și este maestru cine cu gândul nou gândește. Am uitat paranteză. Revenind, să vă spun din punctul meu de vedere întâmplarea cu cartea pe care am scris-o despre maestru Dinulescu. Dânsul mi-a făcut, fac mereu paranteze și pentru asta acum vreo 2 sau 3 ani, un ziarist de la Ziarul Județean m-a criticat și a făcut o cronică, mă înjura pe bună dreptate, nu știu cine este că i-aș mulțumi acum. Fac paranteze de 1000 de ori și nu știu dacă să înțelegeți ceva. Era o mare actriță pe la începutul veacului,
uitată, firește, uitată, ca toți mari actori, se cheamă Ioana Voiculescu. O actriță care din 1910, să spunem, până în 47, era pe departe cea mai bine cotată, cea mai bună, o depășea și pe Lucia Suza Culandra și pe Maria Ventura, pe toate marile din top atunci. Ea și-a ținut un jurnal. Am citit jurnalul ăsta și mă întrebam și eu cu Marioara Voiculescu, ce rămâne după un actor? Emoția publicului trece repede după spectacol. Fotografii. Sigur, fotografiile imortalizează momentul, dar nu poți să reînvie clipa. Rămân cronici, subiective, de cele mai multe ori și tributare unor interese de și mai multe ori. Și atunci ce rămâne după un actor? Nu se poate ca toată arderea actorului să lase în urmă cenușă și nimic. Și m-am gândit că rămâne după actor. Ce poate să rămână să demnească? Povestea. Și am început să bat la ușile prietenilor mei actori și să le propun să spună povestea vieții lor. Și așa am reușit povești minunate, o parte din ele le-ați primit și la Fălticeni, cu Draga Orteanu, cu Carmen Stănescu, cu Damian Crâșmaru, cu Pilic, da? Cu Valeria Gacealov, cu Simona Bondoc. Și deloc întâmplător, eu nu cred în întâmplare, nu cred în ghinion, nu cred în noroc, există rânduială, fără îndoială, adică la tot puternicel lui Dumnezeu nu poate să încapă norocul și întâmplarea. Totul este rânduit. Și am avut bucuria să fiu rânduit să-l întâlnesc pe maestru Dinulescu. I-a spus, maestre, haideți să... Nu, domnul Dinulescu, spuneam aici. Domnul Dinulescu, haideți să... Nu mă interesează pe nimeni, pe cine crezi că mă interesează? Ei, sigur că sunt. Și am scris o poveste fascinantă, o poveste frumoasă, o poveste de teatru și viață și viață și teatru. Și sunt, bine, ceilalți despre care a scris nu m-au dat acum din vari motive, dar cred că este cea mai reușită carte pe care am scris-o, pentru că am întâlnit un partener de discuție absolut fenomenal și un om dispus să povestească și un om care avea ce să povestească. E istoria Teatrului Național din Iași, cred că singura povestită din 50 până în 1970. Revin în carte nume uitate astăzi, din păcate, Camiluță Gheorghiu, Ani Praeschi, Margareta Baciu și atâția alții. Iar povestea asta a domnului Dinulescu este și o foarte frumoasă poveste de dragoste. O poveste de dragoste care durează de câțiva zeci de ani. 49. Aproape de o jumătate de veac. O poveste de dragoste pentru că doamna Carmen Ionescu este invitată alături de noi. Și n-aș vrea, deci ea să-mi potriva, dar împotriva voinței ei o stârnesc acum, aș vrea să... I-a scris câteva rânduri despre povestea lor de dragoste. Și aș vrea să o rog pe Carmen să le citească. Pentru bucuria mea lor. Acum. Astăzi, acum, aici. Urarea casă de piatră care se face tinerilor căsătoriți, pentru noi este o binecuvântată realitate. Căsnicia noastră este o poveste de dragoste, îndrăznesc să spun unică. 43 de ani trăiți alături de un mare artist, o să-mi fie cam greu. Iată-mă, Carmen. Da. De un maestru al scenei românești, de un om minunat de care am fost, sunt și voi fi îndrăgostită. Parcă a fost ieri, 1979. Din zborul molcom al pescărușilor,
Vă trimit toate gândurile de bine. Sunt rândurile pe care în vara acelui an, de pe plaja din Mamaia, am simțit nevoia să le scriu omului care mă pregătise pentru admiterea la IATC. Era al cincelea an de încercare la facultatea mult dorită și, din păcate, de încă o nereușită. Anul acela a fost primul de pregătire cu actorul Constantin Dinulescu, despre care nu știam foarte multe lucruri, în afara faptului că era profesor la institut. Îi știam promoția de studenți, vedeam pe atunci toate spectacolele studioului Casandra, dar pe el îl știam mai mult din filme, de la teatru mai puțin, pentru că eu eram mai apropiată de Teatrul Bulandra. La Teatrul Național mergeam mai rar. Ilustrata scrisă la malul mării a fost scânteia care a aprins în mine, în noi, asta urma să aflu ceva mai târziu, acea lumină magică de care ne bucurăm și azi, lumină care ne-a călăuzit atâția ani pe drumul pe care am hotărât să mergem împreună. Lumină binecuvântată pe care nici când nu o doresc stinsă. Și așa am trăit alături de Bălcescu, de Richard al III-lea, de Hagi Tudose și de multe alte personaje, cărora cel care pentru mine venea din altă lume, de pe alte meleaguri, puțin cunoscute nouă, le-a dat viață pe scenă. În viața oamenilor, astfel de întâlniri sunt rare. Eu am avut privilegiul unei astfel de întâlniri. Trăiesc cu bucurie în un suflet de necuprins. Omul în care se lăsluiește acest suflet mi-a fost părinte, sfătuitor, pedagog, iubit și, în final, soț. Dumnezeu a fost atât de bun cu mine și mi-a rânduit să întâlnesc și să trăiesc alături de el. Și este tot alături. Alături de el, să înțeleg ce e fericirea, ce este iubirea. Cu calm, cu răbdare, cu căldură și tandrețe, omul de lângă mine a reușit întotdeauna să facă în așa fel încât căsnicia noastră să fie într-un permanent echilibru. Pentru mine, Constantin Dinulescu poate fi numit săr. Dragi invitați, în primul rând vreau să mă
mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ajungem de la Cluj pe acea furtună care a fost aseară. Dar uite că suntem, cel puțin eu, pentru a doua oară la Fălticeni, unde ne simțim foarte bine. Mulțumim din suflet Părintelui pentru invitație, cu care avem o colaborare extraordinară și mi-aș dori să fie mai mulți oameni de cultură asemeni lui. Mulțumesc, Părinte! Atât Carmen Ionescu cât și Neluțu mă emoționează foarte mult, dar și emoțiile fac parte din viața noastră și iată că astăzi trăim un moment frumos alături de maestrul Constantin Dinulescu, alături de această carte minunată, realizată de Ion Moldovan, sub formă de interviu, dar o să vedeți că este un interviu deosebit de bine realizat. Îi mulțumesc din tot sufletul lui Neluțu Moldovan pentru colaborarea și mă bucur mai mult pentru că nu suntem simpli colaboratori, ci am devenit și prieteni de suflet. Cartea Constantin Dinulescu, Viață și Teatru, Teatru și Viață, a fost lansată la București, la Teatrul Național, cu ocazia zilei de naștere a domnului Dinulescu și m-am bucurat foarte mult să-i fim alături într-o zi importantă din viața sa. Iată, avem în fața noastră un mare actor de teatru și film, o carte care face cinste bibliotecii de suflet a teatrului și cinematografiei românești, scrisă cu duioșie și amprentată de spiritul tutelar al eroului principal, Constantin Dinulescu. Volumul, o să vedeți și dumneavoastră, este structurat pe 10 capitole, care redau atât de bine activitatea și atât de bogată a actorului. Iar, bineînțeles, la sfârșitul volumului, veți găsi o serie magnifică de fotografii din diferite spectacole ale maestrului, dar și fotografii frumoase cu familia sa minunată. Pe lângă talentul viguros cu care Dumnezeu l-a înzestrat, are în carte profunde vorbe de duh, ieșite oarecum din mintea și inima actorului, un om de o mare sensibilitate și profunzime. Cartea conține momente importante din viața de zi cu zi a actorului, din rolurile de teatru și film, pasiunile, prieteniile și ipostazele actoricești. Constantin Dinulescu, așa cum îl știm cu toții, este un domn minunat, autentic și extrem de convingător în rolurile domniei sale, care l-au consacrat atât în ochii publicului, dar și al regizorilor. E o carte foarte frumoasă, care putem să o ținem pe noptieră, să o citim și să o recitim, iar după un prim parcurs, chiar la întâmplare, oriunde ați deschide cartea, veți găsi lucruri minunate despre actor, o crâmpeie din viața unui om minunat. Mi-a făcut o mare plăcere să-l descoper din această carte pe Constantin Dinulescu, iar cartea de față este scrisă sub o formă de interviu minunat, realizat de Ion Moldovan, iar din răspunsurile maestrului Constantin Dinulescu, mi-am dat seama că e un om sincer, cu o năvalnică poftă de viață și de actorie, cu devotamentul pentru teatru și prieteni. Iată, aveți în fața dumneavoastră un mare artist, un om valoros al scenei românești, care a dat viață pe scenă atâtor personaje. Dragi invitați, între cele două coperte ale cărții, va rămâne viața și activitatea unui om minunat, a unui actor care își respectă arta, talentul, meseria. Profesorii, regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului, publicul, dar mai ales instituția la care ține așa de mult,
unde a jucat atâtea roluri pe scenă, Teatrul Național din București, unde a slujit cu multă pasiune și pricepere, dar mai ales cu rigoare profesională. Eu nu pot decât să vă mulțumesc, domnule Dinulescu, pentru tot ceea ce ne-ați oferit de-a lungul timpului, pentru vocea acea inconfundabilă care ne-a rămas încă de copii, când vă ascultam la Teatrul Radiofonic pentru copii și nu numai, pentru minunatele roluri pe care le-ați interpretat, iar în încheiere vreau să vă felicit pentru marile izbânzi artistice care au fost răsplătite cu premii și distinții primite pe drept pentru merite deosebite în arta dramatică. Iată că pentru domnul Constantin Dinulescu trenul vieții a ajuns la stația 89, iar noi toți, cei care îl iubim atât de mult și îl îndrăgim, îi dorim multă sănătate, zile minunate și să dea Dumnezeu să ne întâlnim și cu alte volume la fel de frumoase și să ne întâlnim la evenimente culturale organizate de părinte și de oamenii de cultură care n-ar trebui să lăsăm să moară carte. Să rămână pentru că este prietenul nostru drag. Mulțumesc, doamna Carmen Ionescu, pentru susținere, pentru prietenie. Iar lui Neluțu Moldovan îi mulțumesc încă o dată din suflet pentru această minunată colecție Talia, pe care o conduce în cadrul editurii Cotra Silvan și prin care acești actori, care poate la un moment dat vor pleca într-o lume mai bună, vor rămâne prin cărțile scrise și amprentate de ei în bibliotecile noastre personale și nu numai. Și mă bucur că reușim să-i omagiem atâta timp cât sunt în viață. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept cu mare drag la editura Cotra. Am el cu cineva, de ce Dumnezeu, nenorocită de televiziune națională, care este o rușine națională, este o rușine națională, televiziunea națională, nu odată pe an să dedice o seară sau câteva ore unor mari actori. A murit doamna Olga Tudorache. Două, trei rânduri acolo și un film. O seară de 3-4 ore nu se poate da despre Maestru Deligan, nu se poate da despre Birnic, nu se pot da filme, piese de teatru în... Se mai fac, să știți că sunt un... TVR3 se mai fac. Urmăresc, dacă sunteți la TVR, totuși ne mai ceva. Sunt dușmanul TVR-ului. Nu trebuie să fim prietenii lor, dar văd galerele de umor care sunt absolut lamentabile și care din mii, povesteam cu draga Olteanu, să odihnească, sunt mii, zeci de mii de minute nepricepuți și neprofesioniști din direcția de divertisment au scos câteva ore și care le repetă ostentativ, nesimțitor, dacă vă uitați, sunt aceleași. Din păcate, în arhivă nu se găsește. Eu am făcut filmul cu Birlic. Știu, și am căutat în arhivă și nu am găsit, nu s-au păstrat în arhivă, nu, cu Maestru Deligan și cu alte persoane, da. Nu s-au păstrat. Sunt, dacă am eu acasă. Nu sunt... Și nu le-am luat din da. Unde trebuie. Se pot face, adică să nu uităm. Și au fost mari cântăreți de opere și au fost mari scriitori și au fost, uite, Freda face 100 de ani de la nașterea anul ăsta. Mai pomenește cineva? Nu merită Preda două ore, trei ore de televiziune în care domnul Vișniec să vorbească cu alții despre el, să știți ce vrea în fine. Așa că eu mă bucur că reușesc să scriu povești despre actori, împreună cu actorii,
Și îl rog acum pe domnul Dimulescu, care iarăși fac o paranteză, mi-a făcut un mare dar și meritez expunerea vopsii. Și am spus, după ce termin cartea, o să-l pus în expunerea vopsii. Și acum expunerea vopsii cu drag, bine, despre maestrii, dar sigur este mai expunerea vopsii. Să rog pe Nerea Borții să... Să ne spună ce vrea să... Da. Am înțeles. Vreau să-mi cer scuze că nu mă pot... adică, de putut, pot să mă ridic în picioare, dar nu pot să stau în picioare, pentru că... Asta a fost... credința mea ca actor, că totdeauna trebuie să mă iertați, depășesc momentul ăsta critic, să stăm în picioare, în fața publicului. Încep prin a vă felicita că pe această căldură teribilă ați avut curajul să vă părăsiți preocupările, să veniți la această întâlnire, pentru că fiecare avem viața noastră cu problemele ei, cu... și slavă Domnului că timpurile astea moderne ne pun în față destule. Piedici, destule opreliști, destule probleme. Să vă mulțumesc mult că ați sacrificat din timpul dumneavoastră și ați venit aici. Eu am venit nu cu veleitățile unui scriitor, nu sunt scriitor, subliniez acest lucru. Am scris din dorința de a lua atitudine împotriva uitării de care s-a pomenit aici. Se pare că poporul român are un dar deosebit, o înclinație deosebită spre a uita repede și uită, din păcate, și lucrurile bune care i s-au întâmplat. Trăim o viață agitată în care timpul oferit sufletului nostru este foarte limitat. Vă rog să profitați de acest timp și să nu lăsați să treacă fără să-și lase o urmă în sufletul dumneavoastră. Este emoționant și pentru mine în mod deosebit că am ocazia să vin aici la Fălticeni după aproape 50 de ani când mai veneam cu Conu Miluță, cu Coana Chirița, pe care ne trimitea direcția ca pe Sfintele Moaște când ținea, când teatrul mergea prost financiar. Și scoateți, bă, Chirița și trimiteți-o, face două, trei stadioane și s-a făcut bugetul pe tot anul. Și într-una din plimbările astea am ajuns și eu la Fălticeni pentru prima dată. S-au schimbat multe de atunci. Și locurile, și oamenii, și obiceiurile. Și dacă sunt unele aspecte pot să spui că s-au schimbat în bine. În multe, din păcate, am pierdut. Am pierdut ca popor, am pierdut ca țară și e trist. Și pentru această tristețe m-am răzvrătit. Și am scris și eu așa cum am priceput. Și cum a putut să mă conducă Neluțu această carte, să nu mi-o luați în numele rău, și în prima carte, mai am o carte,
scrisă din aceeași dorință să lupt împotriva uitării. Și unde puteam să lupt mai bine decât pe terenul meu propriu, în profesia pe care am slujit-o 68 de ani. Și mi-am adus aminte cum l-am cunoscut direct ca om, nu ca artist, pe Birlic. Grigore Vasilescu Birlic. Eram student la terminarea anilor de studii, în 55, vreme la care studioul Cassandra nu se inventa, nu exista. Și atunci producțiile studenților care absorbeau se țineau prin bunăvoința profesorilor, prin relațiile profesorilor, într-un teatru sau într-altul, cu decorul și cu costume împrumutate. Și în acel an, 55, Niculae Ralea, Năică Ralea, cum îi spuneam noi, directorul de administrativ al Teatrului Național, a Institutului, pardon, a zis, iai să încercăm o altă formă să prezentăm producțiile voastre. Și a luat legătură cu sindicatele și a făcut un contract să jucăm câte un spectacol în fiecare stațiune balneară. Mi s-a pus la îndemână un vagon de clasa întâi, care era vagonul de dormit al nostru, și un vagon mărfar care am decorurile și costumele care le aveam. Și am plecat așa cu piesele de producție ale acelui acelui an, Mielul Turbat al lui Baranga, Steaua fără nume al lui Sebastian. Și oboseam, ne lua trenul, ne ducea, ne trăgea pe o linie moartă undeva într-o gară și de acolo noi ne duceam la sală, la grădină și prezentam spectacolul. Contra, așa suna el, ne asigura sindicatul mesele pe ziua respectivă. Și uite așa am ajuns la Techerghiol și spre dezamăgirea noastră nu ne-a așteptat nimeni. Ne-am pomenit pe o linie moartă, undeva hăt departe, copiii nimănui abandonați și atunci, vă rog să mă credeți, a avut loc, măcar în stare incipientă, prima grevă studențească din România progresistă, populară și, mă rog, știți dumneavoastră. Am luat hotărârea, nu jucăm nici noi. Nu ne-ați dat de mâncare, nu jucăm. Și am strâns mărunțiși și aveam fiecare. Am cumpărat niște cutii cu pateu de ficat, am cumpărat niște pepeni galbeni, niște turchestari și o pâine mare, am tăiat-o acolo și am pus o gazetă și ne-am ospătat. Și pe acest ospăț al nostru au apărut la ferestrele vagoanelor care terasamentul era mai scăzut. Ferestrele ajungeau cam la nivelul peronului. Peronul nu era peron, era un taluz de pământ. Ne-am trezit cu două făpturi. O făptură era Radu Beligan și cealaltă era Birlic. Nu se poate, băi copii, veniți, e public acolo, v-aș... Cum să spun? Relația student acum, mă rog, dragă, eram absolvenți. Și profesorul era sfântă.
nici nu s-a mai discutat. Toți am aruncat pe noi o hanță, ne-am suit într-o mașină și ne-am dus la grădina Eforiei, unde într-adevăr era tixită de public, care era cam nervos. Și am și fost avertizați, regizori de culise, printre altele, îl aveam pe Radu Penciulescu. El termina regia cu Pintilie, cu Sandamanu. Și el era regizorul de culise la spectacolele din acest turneu improvizat. Și ce voi copii, și eu stau la cortine. Dacă se aruncă ceva roșii și o, eu am tras cortine. Nu vă sper. Berigan mi-a dat alt sfat. Ce mai copii? Se poate la început așa să mai ricaneze publicul, să mai fluiereze. Voi tăceți și voi vă vedeți de treabă. El ne propunea, cum să spun, cea mai normală și mai profesionistă reconciliere în seara aceea. Și așa s-a întâmplat. S-a ridicat cortina, era mielul turbat, eu aveam prima, aveam și păr în cap, era subțire, și atunci îmi puneam o perucă cu chelie, că jucam un arhivar bătrân. Aveam prima replică, dosar 224 se respinge. Era un birou în care se avizau inovațiile și autorele critica aspru pe birocrați și pe cei care tergiversează problemele de aici, de la primărie. Nu de la primărie, așa, în general, de la primărie. Dacă am șuierat, n-a trecut niciun proiectil pe lângă mine și încet, încet am intrat. Spectacolul era curat, era realizat de profesorul nostru, Alexandru Vinție, și a plăcut. Și s-a terminat totul cu bine. Așa l-am cunoscut eu pe Grigore Vasiliu Berlic. L-am cunoscut față în față. Pentru că elev de liceu fiind încă și cochetând în mintea mea adolescentină cu ideea de a face teatru, aveam un mare aliat în familie, o soră, care mă tot lua în vacanțe când putea la București. Eu sunt copil de provincie, de la Călăraș, pe malul Dunării. Mă lua și mă ducea la București. Pregătea să văd câteva spectacole. Și așa am văzut câteva spectacole deosebite, care au rămas în istoria teatrului. Dar mai important, m-au marcat pe mine extraordinar. Și vă mărturisesc că la vremea aceea, dată fiind lupta Partidului pentru a crea o nouă cultură, așa, realismul, de a implanta în sufletele noastre realismul socialist, se montau foarte multe piese sovietice, cu tematică, pentru ca să ni se imprime imaginea omului nou. Și directorul de teatru, directorii de teatru au găsit și ei un fel de a răspunde, pentru că nu mai venea lumea la teatru. Și atunci făceau distribuțiile până în rolul cel mai neînsemnat, lăsau o mare personalitate. Și în felul ăsta, publicul român s-a lăsat sedus. Și dacă n-a mai venit pentru Platon Crecet, a venit pentru Calboreanu. Și am spus, am început cu piesa asta, că îmi amintesc, apropo de cum l-am cunoscut înainte de Berlic.
Nu l-am văzut în faimosul lui spectacol Birlic, de la care îi se trage și numele de teatru. Sica Alexandrescu l-a luat imediat, care era nu numai un mare regizor, era un mare giambaș de teatru. Simțea unde era valoare imediat. Și l-a luat în trupă. Și a zis, cum o să spun, bă, Grigore Vasile? Tu ești Birlic. Și așa a rămas. Și doamna Bulandra avea darul de a-și boteza actorii. Cum o să spun ție, bă, Pacoste? Să pun pe afiș Pacoste. Să numea soțul regizoare. Da. Papil Pandu. Papil Pandu. Era Papil Pagubă. Și cum o să spun, mă, Pagubă, pe afiș? De acum încolo te cheamă Papil Pandu. Și așa a rămas. Și-a luat. Nu zâmbi. Pătul drag. Nu zâmbi. Fii respectuos. Eu le știu, iertați-mă, da, eu le devin. Da. Le știi? Băi, să nu mă repet atunci. Păi eu le știu de la frază, dar... A, tot de la mine. Păi, bun, de la ai crescut și eu, gata. A apărut în rolul muzicantului un rol episodic, așa, Birlic. Și la statura lui firavă, așa, pipernicit. Când, la ce instrument credeți că cânta? La un subtrombon uriaș. Era mai mare decât el. Deci, numai prin apariție, partida era 90% câștigată. Restul era numai glasura pe la suprafață, nu mai conta. Și pentru asta, pentru cum își ștergea mustața de apă după ce bea-n seta dintr-o căldare tinică în ziua cea mare a lui Maria Banuș, când ieșea de la prelucrarea din primărie, unde fusese reconvocați toți țăranii cu avele mijlocii așa de lui. Și prelucra să intre în colectivă. Și ieșea din sala de ședințe, dragă Doamne, era ars de sete, se ducea și lua să lăsa pe vine așa, se ducea și lua căldarea și bea apă și pe urmă ștergea mustața, evident, de țăran, lipită, de romaniță. Dar în băutul ăla de apă, el nu bea să-și potorească setea, bea să stingă arsura din suflet, că și-a dat calul și carul din o gradă. Adică, mișcarea venea să aducă în plus, să vorbească în plus, dincolo de cuvinte și mai ales dincolo de ceea ce puteai și aveai voie să spui. Păi n-am să uit niciodată pe doamna Aura Buzescu în anii negri, iarăși distribuția făcută pe criteriul pe care îl spuneam, o piesă mediocră, din păcate, a lui Baranga și al lui oarecare uitat Nicolae Moraru, care ne spunea la repreda estetica și spunea Goethe și Schiller au făcut renașterea Goethe și Schiller. Și ei au scris această piesă în care vorbeau despre omul nou. Era familia unui muncitor ceferist, Buznea, el Calboreanu, ea Aura Buzescu, feciorul era Iulica Necșulescu. Și era arestat, ținut, bătut la siguranță și nu vroia să divulge numele celorlalți criminali. Și atunci o chemau pe maică sa în
cabinetul somptuos al șefului siguranței, care, evident, cu manierele lui și cu eleganța lui, nu putea fi altul decât Finteșteanu. Și era pe lume, deci, băi, femeie, spune-și un nume, două. Și-l iei acum, acum, îl iei și pleci cu el acasă. Și ea spunea, și nu pot să... Rolul era atât, o șenuță, atât. Nu pot, că... Și pe treaba asta, intra un trepăduș de la siguranță, pardon, și juca de Ioan Henter, Bubi Henter, care avea și o carură specială, avea un torace imens, pleca pe mare și el nu nota, el putea 3-4 ore așa, în lar, și-și lua un sandwich într-o pungă de plastic și-l prindea la slip și lua masa în larg, așa, ca pe coberta unui vas de croazieră. Și intra nenea Bubi, așa îi spuneam noi, și spunea ceva la ureche șefului lui Finteșteanu și ca orice convenție pe teatru, cum spus la ureche, spui tot tare ca să audă și cel care a luat bilet sus la galerie. Și zice, a dat spălățelul cu ranga mai tare și lăsează să înțeleagă că s-a prăpădit. De treaba asta, doamna Buzescu, îi spun doamna Buzescu, care era mai avanscenă, se retrăgea spatele până când se sprijinea cu mâinile pe birou lui Finteșteanu, șefului siguranței. Și acolo lansa un strigăt de durere. N-am mai auzit așa ceva. Venea lumea la teatru ca la Scala. Venea, își lua biletul, pentru că de piesa aia erau sătui. Își luau biletul că știau cam când vine scena, când e rândul acestui moment. Veneau, intrau în sală, s-așezau în stal, stăteau să consumea momentul, se ridicau și plecau. Un țipăt, atâta. Și rămânea în memoria spectatorilor. Deci spectatorii, dincolo de venirea teatrului, de a promova cuvântul, de a transmite idei prin cuvânt, transmitea idei și stări sufletești majore și prin aceste scene mute, care altfel ochiului neglijent și neprofesionist scapă și trec nevăzute, neglijate. Aducem un camion de nisip în scenă, mai punem 3-4 tractoare de adevărat la scenă și am rezolvat momentul. Nu mai avem nevoie de sufletul oamenilor. Ți-o minte iarăși de momente de genul ăsta. Aici se împletea și cuvântul. Era Michelangelo al lui Crițescu. Era momentul când Papa Leon Urban, nu știu cât era, juca de Bălțățeanu, intra în Capela Sixtină, plină de schele, și s-adresa în sus, unde se bănuia că e Michelangelo și că pictează. Ce face acolo, mă? Și el avea un tremolo pe voce, Bălțățeanu. Ce faci acolo, măzgălitorule? Și de sus, Storin, care juca pe Michelangelo, cu o voce de bas profund, pe care pictez. Și ce pictez? Madone! Și ăsta îi zbucnea într-un râs. Eu o să-mi umpli cu pola de muieri. Era un moment într-un spectacol mare, important. Plecai cu el.
mult și bun. Cum zice, cine zice așa? La tine, nu mult, îmi se mult. Da. Erau regale, regaluri, artistice, superbe, sublime, de neuitat. Și în atmosfera asta, niște învățăcei ca noi, se răzvrăteau să facă grevă că n-au mâncat prânzul la masa, cum se spun, la sala de mese a sindicatului. Erau niște copii necopți la mine. Grevă, meritaia să faci, dar pentru lucruri serioase. Și recomandarea este valabilă și pentru generațiile mai tinere. Faceți greve, dar cu cap și cu miză mare și numai atunci când aveți soluția în buzunar, faceți greva. Nu faceți în nu puneți carul înaintea voi. Și am jucat pe urmă 14 ani după episodul cu Marea, cu a venit toamna, s-au deschis stagiunile, ne-am prezentat și noi la locurile unde eram repartizați. Toți bun răi absolvenții de teatru și erau foarte puțini, că atunci se desființase și institutul de la Iași și cel de la Cluj. Cel de la Cluj a mai rezistat 2 ani de zile. Ieșeau 20-25 de actori și actrițe pe anul școlar. Și de bine de rău te chema tovarășul Florea la Consiliul Educației Socialiste și spunea tovarășul, teatrul din Petroșani are nevoie de așa. Ești repartizat acum. 3 ani de zile, bine, rău, avea pâinea asigurată. Și numai pâinea, în felul ăsta, mă rog, nu să respecta 100%, dar în general să cam respecta. Teatrul care te lua, te lua de-a seriosul și te distribuia să te încerce, să vadă, bă, îl păstrezi după 3 ani sau îi desfac contractul și îl trimit pe liber. Dacă e bun, îl păstrezi, pun mâna pe el. Și în anul când 55 au fost două centre de plasare a absolvenților. La Galați se înființa Teatrul de Stat din Galați și a plecat acolo Crin Teodorescu, cum îi spunea Radu Penciulescu, prinț al intelectualității teatrale. A plecat Radu Penciulescu ca regizor cu Crin Teodorescu și cu aproape toată clasa, aproape toți colegii mei de clasă la Alexandru Finți. Eu, împreună cu încă 2 colegi, mai se spuseseră câteva locuri la Iași. Răposatul meu tată a fost dascăl de limba română. Și când a auzit Iași, du-te mă, băiatule, la Iași. Altă lume intelectuală, lume care e învățată cu teatru, cu muzica, cu scrisul. Și am ales, fără să stau, să mai mă gândesc, Iași. Și m-am trezit pe 18 august 1955, în gară la Iași. Cu lada de campanie a lui tata din războiul trecut, de la Mărășești, cu lada de campanie a lui tata din războiul de la Tighina și nu știu pe unde a mai... Au fost niște bătălii urâte dincolo de Prut, Tatarca, parcă. Da. Și cu valiză. Am luat și eu, că nu puteam să le car, sigur. Am luat un hamal, permiteam luxul ăsta, ce să fac.
Și m-a spus în fața gării. La vremea aia nu se știa de taxiuri. Nu, erau birjele cu aceiași vizitii îmbrăcați în caftane închise până în gât, cu centură peste el, cu o șapcă, muscalii. Muscalii. Și am pus să și m-am suit în trăsură și unde mergi? La Teatrul Național, că nu știam în altul. Și la Teatrul Național, primul pe care l-am întâlnit a fost Petrică Gheorghiu. Era spre seară, să se aduc. Și pe drum, tot mai cloc, 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 s-a întors așa către mine muscalul de pe cap. Eu, tânăr, aveam barba roșcată. Era roșie. Și cu ochii așa mai exoftanici, aveam trăsături semite. Și s-a uitat la mine așa de sus și a zis, mai zice, cum te cheamă pe tine? Dinulescu. Măi, lasă-mă, tu spune cum te cheamă. Dinulescu. Și a văzut mai departe, de acolo, nu-ți o da capă scoța, e încăpățânat, nu-mi spun. Omul știa una și bună. Mai mă văzuse și așa, a zis că Șmilovi sau Haimovi sau... Îl dau și nu mă răspund cu pincios. E, nu l-am dat și l-am supărat puțin. Mă rog. Asta a fost. Și așa am luat contact cu Teatrul Național. Primul actor de acolo, cunoscut față-față, Petrică Gheorghiu, care avea, cum să spun, indicații lăsate de Traian Ghițescu, care era directorul teatrului, unde să ne ducă. N-aveam casă, da? Ne-a dat câte o cabină, așa. Nu ne-a dat de fiecare. Băieți, trei într-o cabină, fetele două, Gilda Marinescu, Simona Constantinescu, în altă cabină. Și așa am început, cum se spune, șederea mea la Iași, care a durat, venisem pentru trei ani, aveam și o aranjat, ca toți făcea. În ultimul an, cochetam cu un teatru, cu un prim regizor, Bănică Răposatu și cu mine, care eram elevii preferați a lui Angelo Pellegrini, profesorul de spadă și de lupte scenice. Eram copiii de suflet, că pe unde avea nevoie la o bătaie, într-un spectacol din București, eram ca din prima mișcare eram aleși noi. Că eram lucrat la clasă cu el, știam ce avem de făcut. Era și lui mai ușor. Și mă întorc la Petrică Gheorghiu, ne-a spus, tu la cabina cu tare, tu la cabina cu tare. Ne-am dus acolo, ne-am despachetat cât se putea, că n-avem unde să-ți întinzi toate plapuma și perna dată de mama de acasă, ca să nu răcesc când dorm. N-aveam unde și am lăsat tot în lada acolo, am scos strictul necesar. A doua zi, la 9 dimineața, ne-am spus că teatru a prins viață. La 10 erau repetiții pe scenă. Încet, încet am început și noi să scoatem timid așa. Unii ne-au primit și unii dintre cei mai autentici și mai valoroși oameni ne-au primit cu brațele deschise. Și mă refer la Ștefan Dăncinescu, Ion Lascăr, Costică Saba, Nicolae Veniaș, Miluță Gheorghiu, Gheorghe Popovici, ne-au primit cu brațele deschise. Alții au fost mai economicoși. Și o venerabilă doamnă a spus ceva, mă scol cu groază dimineața să văd dacă n-a mai apărut vreo mutră de-asta tânără în teatru. Eram venetici. Așa li se spune. Cu timpul însă, asperitățile s-au tocit și am devenit copii de suflet. Și am fost adoptați și chiar răsfățați unii dintre noi,
unde venisem pentru 3 ani, am stat 14. Nu stă nimeni la rău 14 ani de bunăvoie și nesilit de mine. Am stat pentru că a fost bine. Pentru că am reușit să dau la o parte coaja urâtă a celor pe care le auzisem despre teatru și lumea teatrului din Iași și să o descoper pe aia adevărată, cu valoare. Și am stat 14 ani până în 69, când am venit la București. Și ceea ce s-a întâmplat de când am venit la București și am trăit și am respirat același aer cu mari oameni de teatru, îmi vine în cap o replică de-a lui de la Branșa, din monologul lui Ștefan din Arcute, și pe umerii lor putem noi stă teatru românesc. Figuri uriașe. Și v-aș dori din tot sufletul ca generația lui Pat și a celor de vârsta lui și a celor de talentul lui să vă lase în memoria afectivă aceleași bucurii estetice pe care le-am trăit eu și le-am primit de la niște uriași. Și despre uriașii ăștia, cu voia dumneavoastră, am să vă vorbesc altă dată, când unul părinte va avea una inspirație, spai mă cheme aici. Îs multe de vorbit, părinte, și ca poezie, îs greu bătrânii de pornit, dar de-i pornești, nu-i mai oprești. Am multe, dragii mei, multe să vă spun și despre București, multe și despre Iași, unde cu asta am terminat. Circula vorba și am auzit-o de la ei, bătrân, cu grade multe pe umăr, zice, băi, în Iași celebritatea moare în gară la Nicolina. Pentru că erau actori uriași, solicitați de doamna Bulandra, solicitați de Sica Alexandrescu să vină la București, și nu au avut puterea să renunțe la aerul Iașului, la atmosfera Iașului, care e adevărat, te îmbată și te îmbată frumos. Și te îmbată și te face să gândești la lucruri frumoase și bune și curate. Nu știu cum o mai fi acum. Dar eu vorbesc de Iașul. Te îmbată. Da, dar de minte ce înveți, lecții bune și lecții... Iașul, care l-am cunoscut eu, pentru era Iașul lui Teodoreanu, lui Mihai Codreanu, Potilica Cazimir, Topărceanu, era alt Iaș. Era un Iaș unor pictori extraordinar. Era un pictor băușcă care avea o statură de Don Quixote, subțire, înalt, impresionist. Și pentru asta era ținut deoparte. Nu avea voie să ridice capul. Dar era de neegalat. Lucra numai în albastru, de voroneț. Un pictor extraordinar. Și ca el, în literatură, oameni deosebit, începând cu tânărul Lesnea, un autodidact, scriitor autodidact, era culegător
la tipografie și pe educația. Îți vorbea de Iași, de fiecare piatră și îți spunea cine a călcat-o, cine a trecut pe acolo. O lume fabuloasă, dragul meu. Și nu pot să nu-mi aduc aminte. Și cu regret că n-am putut să fac nimic pentru colegi de-ai mei, îndrăznesc să le spun colegi, erau mari, mai în vârstă, uriași, profesionali. Sandu Morcovescu Teleaj, Nicu, Șubă, tataia Șubă, cum îi spuneam noi, care bea vodka cu halba odată în ușă. Și pleca mai departe spre casa lui, care era în Târgu Cucului, și mergea ca să țină linia, să ajungă acasă, mergea pe linia de tramvai și veneau cutiile alea mici de chibrit, cum erau tramvaiele Iașului de altă dată, cu geamul în față, dădea așa, scotea mâna vadmanul și ștergea cu săculețul, cu sare, geamul iarna, că s-a burea și nu mai venea, și trăgea geamul, ferește linia, tataie! Că replica din lui Sebastian nu e din senin. Ferește linia! Tataia se dădea la o parte, trecea tramvaiul, urmă el își relua firul conducător. Și un actor uriaș, care sigur că da, din păcate, măcina de această perversă pasiune, probabil că a băut cisterne de vodcă la viața lui. L-a operat tot un mare om al Iașului de atunci, un chirurg celebru, Gheorghe Chipailă, l-a operat de inimă, l-a operat de esofag, i-a scos o bucată din intestinul gros și a refăcut esofagul pentru că era ars, macerat de alcool. Și când a rezistat operației șocului postoperator, n-a mai rezistat și a început să se stingă și i-a spus, domn profesor, aș bea și eu un șpriț și aș mânca o sarma, dați-i mâini, sarmale și șpriț. Și tataia și-a luat ultima împărtășanie, șprițul, și-a plecat. Dar era un actor uriaș. Prima dată, la mine, ca când am văzut un actor intrând în scenă și sala erupând de aplauze, am văzut pe tataia. Era flașnetar, un flașnetar, un rol în... Titanic. Imediat îmi aduc aminte. Iertați-mă, încep găurile din Schweizer să-și facă prezența. Era o piesă a lui trei generații. Și trece un flașnetar pe scenă. Nu mai intra tataia și sala îi rupea, pentru că sala l-avea în memoria afectivă, nu acum la crepuscul, l-avea din timp în memorie, în gând și în suflet. Și ăștia erau, sau Nicușor Veniaș, care aveau un violoncel în gât. Doar citea textul și te emoționa. Avea o voce fabuloasă. Și am lăsat pe toți ăștia și m-am dus la București. Și am luat-o de la capăt, lipindu-ne de zid când treceau pe lângă noi. Așa erau de mari, de copleșitori. Și nu ne-a fost rușine. Și nu ne-a fost rău. Și acolo am învățat de la Brancomir, cetire, îți spun versuri. Și acolo am învățat să-l apreciez
dragul meu, Aurică Bruma, merita o carieră mai frumoasă, zic eu, de la distanță. A scris o piesă la anii aceia, fabuloasă, mai ales judecată în contextul celor care se scriau atunci, Mona Lisa. O lume care se petrece între mari potentați financiari, mari bancheri și restul lumii, carne de tun, atunci era nebunia cu bomba atomică și el se ridica împotriva acestei nebunii. Jucau la un moment dat răibii cu tivgă luată de la morgă și aruncau între ei. Piesa era făcută, dacă stau și acum mărturisesc atunci, n-am avut curare. Ce vrei, dragă? Vreau să vă să spun și eu câteva cuvinte despre dumneavoastră, dacă toți sunt aici. Dar da, stai să termină și până pe cuvânt nu mai vorbesc. Și mai întreb și nu știu unde m-am oprit. Mai aruncau timp, dar jucau rugby, așa, și Mona Lisa era un personaj care nu apărea, era și mai frumusețea absolută a vieții care se irosea de pomană când venea bombardamentul. Și un vers asemănător l-am întâlnit, mi l-a dat un bun prieten de teatru, ani în urmă, brasilian de-a lui Louis Aragon, care asemuia un nor negru cu un raid de bombardiere mari, grele, care vin și uite, norul strigă copilul cu legăda în brațe, uite, norul strigă cu femeia spălând lucrurile, uite, norul! Și norul se desmănțuie cu potop de oțel și distruge tot ceea ce este făcut de mâna omului. Și acum, pe cuvânt de onoare și cu scuzele de rigoare, că v-am ținut poate mai mult decât era cuvincios din partea mea, să fac tac și las să scoată cărbunii colegul meu. Cum vreme este Gabriel Pătru cu mine dialoga, nenea Bopții. Domnul Constantin din respectație, mă cu mine dialoga acolo și mă tot întrebam, mă întrebau colegii Claudiu Greu și zic, ce cauți mă tu aici? Și mă întrebam și eu, m-a convins părinte, n-am venit de atmosfera să-mi iau și eu energie de la actorii tineri care un pic s-au plictisit pentru că nu înțeleg nimic din ce povestea Nenea Bopții, marile nume ale teatrului românesc. Mă mai aduceau și pe mine regizorii și profesorii să stau obligat forțat, așa cum ți-a pus. Dar acum o să vorbesc pe limba voastră. De asta am venit aici, să-l întâlnesc pe Nenea Bopții, să mă bucur și să spun câteva cuvinte. Apropo de voi ăștia tineri. Vă mulțumesc pentru vorbele pe care le-ați adresat și despre actor, foarte frumos ați vorbit. Aș putea menționa că spre deosebire de ceilalți artiști, de pictor, de compozitor, de sculptor, de dramaturgi, actorii sunt artiștii vremurilor în care trăiesc. Din păcate, asta este, nu trebuie să ne bătăm cu apă chioară. În momentul când va muri și ultimul spectator care a simțit ceva cu noi, odată văzându-ne pe scenă, nostalgii și așa, vor mai rămâne poveștile tinerilor și povestea mea, acum, care eu știu că are de 49, dar am 50, pentru că am debutat cu Nenea Bopții la Teatrul Național și cu Nea Matei Alexandru, Dumnezeu să-l ierte, și pentru că dumnealor și Nenea Bopții s-au purtat frumos cu mine și m-au luat sub aripa lor și mi-au dat în cap. Și ce am învățat de la Nenea Bopții, am învățat așa. Generozitatea, care eu cred că un specific al artistului talent, al
Omului cu talent este generozitatea. Generozitatea și îngăduința. Asta am învățat eu, care aveam vârsta dumneavoastră, celor tineri pe care v-am văzut ieri și azi. Și nenea Popsi m-a tratat ca pe un actor, ca pe un tânăr. M-a luat sub aripa dumnealui și m-a învățat și m-a dojenit, nu mi-a dat palme peste ochi și n-a zis boule și vaco și cum se întâmplă în asta, pentru că cum o să aflați cei care vreți să faceți teatru, se întâmplă și lucrurile astea. Și pentru că eu mă aflu aici și respectul meu este nelimitat pentru nenea Popsi și pentru mulți actori care au, care au trecut pragul teatrului și care eu am avut onoarea să joc, eu voi duce mai departe toate întâmplările și poveștile pe care vi le voi povesti la bere sau altă dată cu nenea Popsi. Multele se, multele spectacole și recunoștința pe care eu, ca actor, o am vis-a-vis de ce am învățat de la domnul Constantin Dinulescu. Pentru că știu, voi cei tineri, s-au folosit aici nume, Marioana Voiculescu, Finteșteanu, Brancomir, Carmen Stănescu și Damian Crejmaru, din păcate sunt colegi de-ai mei tineri, actori care nu știu cine sunt. De asta vă spun, actorii sunt produsul vremurilor în care trăiesc. Opera, poate actorii de film, dar și la Chaplin să uit puțin și după 10 minute. Deci noi trăim prin emoțiile pe care vi le-am dăruit dumneavoastră în public și atâta timp cât dumneavoastră veți povesti o nostalgie, o amintire de pe vremea când erați tineri și mă vedeați pe mine dându-mă în spectacol aici și încercând să-i fac un omagiu frumos și nereușind domnului Constantin Dinulescu. Vă mulțumesc! Să știți, pentru cei care nu vor merge la bere cu mai tânărul,